A fost spectacol ieri pe străzile din municipiul Botoșani, festivalul de datin și obiceiuri de iarnă din străbuni din oameni buni, transmise din generație în generație, a revenit după un an de pauză. Mii de oameni s-au bucurat de jocul căiuților, de dansul cetelor de flăcăi deghizați în urși și de muzică tradițională. Punctul de atracție al festivalului a fost parada formațiilor de datin și obiceiuri de iarnă, în cadrul căreia căiuții, caprele, urșii, dar și cetele de colindători au parcurs pe jos străzile din zona centrală a municipiului. Piatra Neamț, Codrii Neamțului. Dar dumneavoastră, în ce sunteți costumată? În urs. Ce înseamnă asta? Sunt obiceiurile de la noi, din Moldova și din Piatra Neamț. Se păstrează încă. Da, încă se păstrează, da. V-a fost dor de festivalul acesta, că a fost întrerupt? Da, sigur că da. Ne-a fost dor. Adică eu iubesc sărbătorile de iarnă și cred că toată lumea iubește sărbătorile de iarnă. Și nu trebuie să renunțăm niciodată. De la vârful câmpului, un ansamblu folcloric organizat de doamna Marinica Olaru, de la vârful câmpului, împreună cu copiii din sat, de la școli, organizăm date și obiceiuri, dansuri populare. Se mai păstrează tradiția? Da, da. Trebuie să o păstrăm, că să ducem mai departe acest obicei, acest dans. După cum vedeți dumneavoastră, cred că sunt numeroase formații și din la un an la altul văd că tot crește, chiar dacă cândva aceste tradiții erau pe care dispariții, au început într-adevăr românismul să iasă din tinerii noștri și să vadă ce îi reprezintă pe ei. Pentru că pe un popor reprezintă ce vorba, portul și tradiția. Deci trebuie să păstrăm aceste tradiții, mergem mai departe. Este o satisfacție, este o bucurie pentru toți românii când vin aceste datini și obiceiuri și se manifestă în județul nostru, mă cel puțin acum în Botoșani. Deci la Comuna Cornea avem mai multe informații. Deci prin grija instructorilor domnului Fediu, care se ocupă de, avem o formație de căprițe, o formație de mascați, avem căiuții de la Sarafinești, deci încercăm, avem urși de anul nou, care la noi sunt din stuf, nu sunt din blană. Deci încercăm să păstrăm tradițiile așa cum au fost lăsate la strămoșii noștri. Câteva mii de persoane au asistat la cea de-a 46-a ediție a Festivalului de datin și obiceiuri de iarnă din străbuni din oameni buni, desfășurat în municipiul Botoșani. E frumos, vă place? Da. Să mențin obiceiurile, cum au fost înainte. Dumneavoastră vă văd cu lacrimi în ochi, de ce? Și emoții. Îmi place tare mult. De ani de zile n-a fost așa. Foarte frumos. Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean, la el participând zeci de formații și ansambluri din județul Botoșani, dar și din județele Iași, Neamț și Suceava. E o mare importanță, pentru că se păstrează tradiția, se păstrează identitatea românească. Ne bucurăm pentru că în anul acesta am avut această oportunitate de a desfășura acest festival, în ciuda restricțiilor care sunt, dar sperăm cu ajutorul Bunului Dumnezeu să putem face, să se desfășoare cum trebuie acest festival. Avem 29 de formații, avem 26 din județ și 4 din vecini, Suceava, Neamțul și Iașu. Dar sunt câte două formații. Dar reacțiile din teritoriu cum sunt în comune? Sunt bune? Foarte bucuroși, foarte bucuroși că au ieșit, foarte bucuroși că pot să se desfășoare aici la Botoșani, să se vadă și munca lor care o fac toată ziua, plus păstrarea tradițiilor. Parada desfășurată pe străzile din municipiul Botoșani a fost urmată de un spectacol de datin și obiceiuri la care au participat toate formațiile și ansamblurile. Spectacolul a avut loc în Piața Revoluției din municipiu. Festivalul de datin și obiceiuri de iarnă a fost organizat după o întrerupere de un an ca urmare a pandemiei de COVID-19.